Lăudați să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați în picioare și deschidem Scriptura, Cuvântul Domnului. Cei care doriți să urmăriți Cuvântul Domnului, voi citi din Cartea Numeri, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cuvântul aici spune astfel: Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că-și luase o femeie etiopiană. Și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om blând, un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei: duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Nolul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vindecă-o! Și Domnul a zis lui Moise: dacă ar fi scurpat-o tatăl ei pe obraz, n-ar fi fost ea oare de ocare timp de 7 zile? Să fie închisă de 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. După aceea poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustiul Paran. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Mulțumim Domnului de binecuvântările care le primim din partea Lui. Data trecută, când acum 2 săptămâni, am vorbit despre iertare. Eu cred că a fost un pas foarte important pentru biserică, pentru noi. Știți de ce? Pentru că ne-am hotărât noi atunci. Eu cred că și dumneavoastră și fiecare din Betania s-a hotărât în inima lui atunci și am decis că trebuie să ne iertăm unii pe alții. Dacă noi am pus în practică și punem în practică lucrul acesta, ferice de noi. Dați-mi voie să vă spun că asta a fost primul pas foarte important în ceea ce noi numim sau vrem să numim creștere spirituală. De fapt, mesajul acela a fost: iartă că și tu ai fost iertat. Nu intru în detalii pentru că timpul nu ne permite să intru în detalii, însă au fost cuvintele Scripturii, cuvintele lui Dumnezeu care le-am predicat. De data aceasta continuăm și acum, dacă ne-am iertat, am făcut primul pas, am vrea să mai facem un pas în această creștere spirituală de care avem fiecare nevoie, fiecare dintre noi. Vrem să creștem spiritual și vrem să fim oameni maturi. De aceea eu spun și repet lucrul acesta: dacă nu vom pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, nu vom fi maturi niciodată, vom rămâne copii. Vor rămâne doar copii care cunosc, care învață, care merg ca și cum merg copiii la școală. Tot învață, dar unii nu pricep. Dar Dumnezeu ne va ajuta, cred din toată inima, și vom crește spiritual. Și a doilea pas spiritual care aș vrea să-l facem și la care să medităm și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, nu numai în cuvântul acesta care l-am citit. Mai multe pasaje, voi face referință la mai multe pasaje din Scriptură care ne învață cu privire la vorbirea noastră. Pentru că dacă ne iertăm, și asta trebuie să fie, că dacă nu ne iartă Dumnezeu, al doilea lucru la care trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim foarte atenți la vorbirea noastră. Mi-am intitulat, mă scuzați, mesajul meu în dimineața aceasta: vorbește ce trebuie, taci și nu bârfi. Vorbește ce trebuie, taci și nu bârfi. Pentru că sunt oameni în vremea aceasta care nu vorbesc ce trebuie, e adevărat.
Trebuie să vorbești ce trebuie. Și voi vedea și vom vedea ce trebuie să vorbim noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și oamenii al lui Dumnezeu. Taci! Uitați-vă, Moise vorbește ce trebuie. Moise n-a vorbit după capul lui. Moise a fost un om care Dumnezeu îl trimite cu un statut aparte, îl trimite la cu o lucrare specifică aparte pentru el, l-a împuternicit Dumnezeu pentru aceasta și vorbește ce trebuie. Și în momentul când se războiesc, în momentul când Aron, frate-so și soră-sa, în momentul când ei se războiesc, încep să-l bârfească nascuns, el tace. Și apoi el mai face ceva, el nu bârfește. El nu este omul care bârfește, dar ceilalți doi, da, au bârfit. De aceea mi-am intitulat mesajul sub forma aceasta, vorbește ce trebuie, taci și nu bârfi. Proverbe 26:4, o să dau multe trimiteri din Scriptură ca să vedem puțin și să înțelegem puțin ceea ce vreau să spun, ceea ce am stat înaintea Domnului și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Uitați ce spune aici, Proverbe 26:4. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni și tu cu el. Auzi? E cuvântul lui Dumnezeu. Dar următorul verset, versetul 5, spune așa: răspunde însă nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Acum întrebarea se pune: ce fac eu? Ce faci tu? Răspund sau nu răspund? Trebuie să răspund sau să nu răspund? Că un verset spune să nu răspund și altul spune să răspund. Același verset imediat, următor. Și atunci, eu am nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Tu ai nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu ca să știi cum să faci în momentul acela. Să răspund sau să nu răspund. Cine dă înțelepciunea? Dumnezeu din cerul, lăudat să-i fie numele. De aceea noi avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu, să ne călăuzească Dumnezeu, în așa fel încât să știm cum să vorbim. Să ne ajute Domnul la aceasta. Psalmul 34, versetul 12 și 13 spune așa: cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și noi am spune toți. Toți, că toți vrem asta. Și vine și continuă: ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Vedeți dumneavoastră că e importantă vorba? Vedeți că e importantă vorbirea ta și buzele tale ce vorbesc? Da, este foarte important. Și aș vrea să ne uităm la două exemple din Scriptură. Prima, hai să-i luăm pe ucenici. Pe cine poți să iei model mai mult decât pe ucenici? Ca și oameni, bineînțeles că și pe Iisus, dar vorbim și de Iisus. Îl luăm prima dată pe ucenici. Ucenicii aceștia, în capitolul 4 din Faptele Apostolului, găsim că ei au fost amenințați. Dumnezeu i-a folosit. La Poarta Frumoasă era un olog. Nu l-a vindecat Domnul. Nu știu de ce nu l-a vindecat Domnul în timpul vieții lui. Poate că n-a fost atunci la poartă. Poate acolo a fost altul, l-a vindecat Dumnezeu și acum a venit în rândul lui și stătea în fiecare zi la Poarta Frumoasă. Nu dăm detalii în sensul acesta că nu știm, Biblia nu ne spune. Spune că fiecare zi era dus acolo să cerșească. Oamenii aceștia, apostolii Petru și Ioan, când s-au apropiat de el, a spus: n-avem aur și argint, ceea ce tu cerșești, ceea ce tu te aștepți să primești, dar uite ce avem, îți dăm. Și l-a vindecat în numele lui Iisus Hristos. S-au întărâtat fariseii și saducheii. Domnule, s-au întărâtat extraordinar de mare. Păi cum, era acolo în fața lor și nu puteau face nimic. Și vin doi oameni care pretind că sunt al lui Iisus și merg și fac vindecarea aceasta, îl vindecă dintr-o dată, domnule. Și intră în templu, sare, laudă pe Dumnezeu. S-au întărâtat. Și în capitolul 4 vedem cum îi amenință în versetul 19 și 20 și vine, spune... După ce îi amenință, bineînțeles, îi bagă în temniță, caută să-i închidă să nu mai vorbească. Dar uitați-vă ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Au fost închiși, în Fapte 5, de la 19 și 20, spune așa: dar un înger, în timpul acela când a fost închis, dumneavoastră cunoașteți istoria, un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea. I-a scos afară și le-a zis, uitați-vă dumneavoastră ce le-a zis: duceți-vă și stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Uitați-vă că niște oameni, farisei, saduchei, religioși, caută să le închidă gura, caută să-i bagă în închisoare și îi amenință, că n-au ce face, văd pe omul acela vindecat și n-au prea mare șansă să-i omoare. Și atunci le amenință și le spune: nu spune și nu vorbiți. Îi bagă în închisoare și din închisoare vine îngerul și le dă o trimitere specială: mergeți și vorbiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Care sunt cuvintele acestea? Ei trebuia să vorbească despre Iisus, ei trebuia să vorbească despre mântuire, ei trebuia să vorbească și să dovedească din Scripturi, Scripturile Vechi Testamentale, că Hristosul care trebuia să vină în lume era Hristosul pe care ei l-au răstignit. Astea erau cuvintele care trebuia să le transmită. Asta a fost viața lor, pentru asta și-au dedicat viața lor. Ei au fost eliberați de înger și îngerul le dă această trimitere și se duc și fac. Și ce fac ei?
După amenințarea lor, știi ce fac ei? Se adună toți ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște dumneavoastră Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, dar vă aduc aminte lucrul acesta, se adună ei și încep să se roage și spun așa, Doamne, uită-te la amenințările lor, ei ne amenință, noi suntem ucenicii tăi, copiii tăi, în alte cuvinte, și spune, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu o și mai mare îndrăzneală și să se facă tămăduiri, semne și minuni mai multe, în alte cuvinte. Și s-au rugat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a cutremurat locul acela unde s-au rugat, Dumnezeu i-a umplut de Duhul Sfânt și au mers să vestească cu o și mai mare putere. Și uitați-vă dumneavoastră că acum din nou începe interogatoriul. Din nou îi prind saducheii mânioși, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți citi în Cartea Faptelor acolo, întâmplările acestea, plin de pismă, de invidie, de ură, i-au prins din nou. I-au dus în fața lor din nou și din nou a venit interogatorul și uitați-vă în Fapte 5:28, spune așa, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră strângelul acestui om, adică ei predicau pe Iisus. Și spuneau, ăla era Hristosul care trebuia să vină în lume, a venit și voi, saducheii și oamenii și Ierusalimul l-au răstignit. Și uitați ce spun ei, ei s-au simțit amenințați. Și în Fapte 5:29 spun ei răspunsul. Fapte 5:29, Petru și apostolii ceilalți, de răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Asta nu e un semn de întrebare, ca să te întreb. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Nu, ei au fost convinși. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și știți ce s-a întâmplat? Dumneavoastră știți. I-au prins frumos și a spus așa, am mers între ei și unul mai cu înțelepciune, a zis, auzi, lasă că dacă lucrarea de la ei se va spulbera, că uite norodul, nu putem să facem mare, nu putem să-i omorâm. Și știți ce au făcut? I-au prins și i-au bătut. I-au prins și i-au bătut. După ce i-au bătut, și uitați-vă în Fapte 5:41, Fapte, uitați-vă ce fac ei. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui. Ăsta-i creștinul, fraților. Ăsta-i ucenicul, fraților. Ăștia sunt ucenicii Domnului. Ăștia trebuie să fim și noi. Oameni care să vorbim ce trebuie să vorbim. Să vorbim oamenilor adevărul. Oameni care trebuie să transmitem oamenilor adevărul. În Iisus au mântuire. Prin Iisus au viață. Trebuie să trăiască o viață cum le-a spus Iisus. Trebuie să se întoarcă de la moarte la viață. Să vină să fie mântuiți, să fie izbăviți. Și oamenii te resping, și oamenii te bajocoresc, și oamenii te vor bajocori și ne vor bajocori. Dar, ascultați-mă, trebuie să facem și să luăm exemplu de la ei. Ei s-au bucurat. Astăzi nu se mai bucură oamenii și dați-mi voie să vă spun, astăzi să dau în judecată oamenii, astăzi să duc în judecată și spun creștinii în felul următor, domnule, eu îmi fac dreptate, adică da ce eu dacă-ți pocăiți îți fraier? Dar unde scrie în Biblie așa ceva? Și ce spune în Biblia aceasta noastră care o citești și tu? Spune că așa, dacă are cineva ceva unul împotriva altuia, să fie între voi cineva care să judece. Zice, ce, nu este? Și unii spun, nu este, domnule, nu este, dar ai fost? Păi nu știu dacă a fost, dar nu a fost, sigur nu a fost. Și atunci spune încă ceva cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu răbdați mai mult? Paguba. Ce pagubă, domnule? Păi dar noi suntem fraier? Așa se spune cuvântul acesta. Dacă nu l-ați auzit, înseamnă că l-am auzit numai eu și Domnul să mă păzească să nu fie bârfă, că de bârfă o să vorbesc. Dar dacă e așa, ascultați-mă, Dumnezeu să ne ajute să suferim mai mult paguba, să răbdați mai bine paguba, să răbdăm mai bine paguba decât să ajungem de râs. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amen. Ăsta e creștinul. Ei i-au bătut, ei putea să spună, păi mergem la autorități să vedem care are dreptate. Hai că dovedim, avem Scriptura, avem Cuvântul lui Dumnezeu, să le dovedim că noi avem un statut. Să le dovedim că noi mergem după un statut și uite, statutul nostru pretinde și în Biblia noastră și în învățătura noastră este așa și le dovedim și la autorități că noi avem dreptate. Ei nu. Ei a spus, bate-ne cât ne zbate, ei s-au îmbucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Să ne ajute și Domnul și pe noi să fim și să luăm aminte. Amin. Să ne ajute Domnul. Vă dau un alt exemplu. Iisus. Că cine să-l ia exemplu decât pe ucenici și pe Iisus. Mai mult decât pe ucenici. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și pe El trebuie să-L urmăm. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Și uitați-vă la El, la Domnul Iisus Hristos. Isaia 53:7. Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc.
Dar trebuie de ce? Întreabă-te tu. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Întrebarea care ți-o pun eu și la care vrea să te gândești tu în dimineața aceasta, tot timpul a făcut aceasta? Eu spun că nu. Nu tot timpul a făcut aceasta. Aici este vorba de atunci când a fost ucis, dus la moarte, dus la Golgota, ca să moară pentru noi. Când a fost condamnat, n-a mai deschis gura. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și în fața lui Irod a tăcut. În Luca 23, capitolul 9, a tăcut în fața lui Irod. N-a vorbit nimic. Irod zice că a așteptat, de-abia a așteptat să vină să-l condamne, să-l aducă în față, să facă ceva minun, să-i face niște demonstrații practice. Dom'le, am auzit că în toate cetățile vindecă, hai să-l aducem aici să facem niște demonstrații practice. Și spune, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Știți de ce? Pentru că Ioan Botezătorul, pe Irod Antipa acesta, îl a confruntat. Ioan Botezătorul a mers la el și i-a spus, nu ți este permis ce faci, pocăiește-te, omule, că-i fi tu în poziție înaltă, dar pocăiește-te dacă vrei să vezi împărăția, dacă vrei să fii bine. Și omul acesta n-a ascultat de Ioan Botezătorul. Și acum a fost tot pe urmele lui Iisus, tot să facă rău. De aceea spunea Iisus, spune vulpi acestea, că lucrezați mâine și poi mâine voi isprăvi. Acesta nu era cu gânduri curate în sufletul lui și Iisus a tăcut. Pentru că sunt momente în viață, stimați prieteni și frați și surori, mai ales prietenii, și prietenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt momente în viață când trebuie să taci. Dacă Moise nu tăcea și își făcea el dreptate, era altceva. Moise, când a vorbit Aron, Maria și Aron, Maria și Aron era ceva dacă nu era Moise, nu erau nimic, vă spun eu. Dar Dumnezeu îl cheamă pe Moise pentru o lucrare și îl folosește în lucrare pe Maria și pe Aron să fie împreună, să facă, să formeze o echipă. Și atunci întreb eu, dar de ce să se ridice aceștia doi? De ce să se ridice? S-au ridicat și au început să bârfească. Nu le-a convenit, vom vedea noi în momentele următoare. Însă, ascultați-mă, Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători de Domnul, amin? Uitați-vă, Iisus Hristos, cum a procedat Iisus Hristos? Două lucruri care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Primul, a confruntat pe farisei. Nu am timp să punem, dar în Matei găsiți lucrul acesta, în Matei capitolul 23, găsiți cum le spune lor în față, nu prin spate. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Și acolo sunt multe vaiuri în capitolul acesta, foarte multe vaiuri. Foarte multe lucruri care le făceau ei. Și vine Domnul Iisus Hristos și îi confruntă. Dar îi confruntă în față, nu pe la spate. Domnul Iisus Hristos n-a bârfit. Domnul Iisus Hristos a fost fără păcat, lăudat să fie numele. Și trebuie să luăm exemplu de la el. El a mers în față și le-a spus, vai de voi. Și le-a spus vaiuri în dreptul ceea ce ei făceau. Ei, după ce îi confruntă Domnul Iisus Hristos, i-a confruntat și nu numai pe ei, și pe cei din Ierusalim. I-a confruntat și pe ei, i-a confruntat și le-a spus adevărul. Și după aceea, după ce îi confruntă, după confruntare, urmează avertizarea publică care o face pentru ucenici și pentru oameni. Și ce le spune la ucenici? După ce i-a confruntat pe ei, spune, i-a luat deoparte și le-a spus așa, păziți-vă de aluatul fariseilor. Și în altă loc spune, păziți-vă și de aluatul fariseilor și de a lui Irod. Ăia-i bârfă? Nu-i bârfă. Știți de ce nu-i bârfă? Pentru că Iisus a făcut-o în față. Iisus le-a spus pe față lucrurile. Astăzi ar vrea să vorbim puțin despre bârfă, vorbire de rău sau bârfă, cum vreți voi, sau calomnie, mă scuzați, calomnie sau cum vreți dumneavoastră, dă făimare, cum vreți dumneavoastră. Însă, ascultați-mă, eu vreau ca în dimineața aceasta, eu și dumneavoastră, să luăm o hotărâre nouă, să avem grijă ce vorbim. Să avem grijă cum vorbim. Pentru că vom vedea în dimineața aceasta, bârfitorii, e cel mai trist, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea să fii bun la multe lucruri în viață, să fii consecvent în multe lucruri în viață, dar dacă ești un bârfitor, dacă ești un vorbitor de rău, dacă calomniezi, dacă faci lucruri urâte în sensul acesta, nu intri în împărăția lui Dumnezeu. La ce ți-ar folosi? Să ne păzească Domnul aceasta. Ce înseamnă și ce este definiția acestei bârfe sau vorbire de rău? Discuții despre cineva care nu este prezent cu scopul de a aduce prejudicii, ai face rău, orice discuție ar fi. Dacă discuți în prezența unei sau mai multe persoane despre altă persoană care ea nu-i prezent acolo, nu poate să spună nimic, nu poate să te contrazică, nu poate să zică nimic cu gândul să-i faci rău.
cu gândul să-i faci rău. Dacă în gândul tău este să-i faci rău acele persoane, pentru că sunt oameni care trebuie să analizeze, sunt slujitori în biserica Betania și în biserici, care trebuie să analizeze situații, vorbesc despre anumite persoane, ele nu sunt prezente acolo. Trebuie să analizeze situația, să vadă care este adevărul. Nu este vorbire de rău lucrul acesta. Însă atunci când bârfești, atunci când vorbești de rău, atunci când faci lucrul acesta în prezența unora sau mai multe persoane, cu gândul să faci rău alte persoane care nu este prezent acolo, este bârfire, este vorbire de rău, este clevetire, este defăimare, cum vrei tu să spui, și asta este un păcat. Noi nu trebuie să săvârșim păcate și Dumnezeu să ne ajute în aceasta, la aceasta. Atitudinea noastră în vorbire arată maturitatea noastră spirituală. Așa cum a spus și la iertare, dacă ierți, arăți că ești matur spiritual și aici. Maturitatea ta în vorbire, cum vorbești când te întâlnești cu fratele sau cu sora sau cu un grup de oameni, arată cât de matur ești spiritual. Moise și Aaron erau ceva datorită Maria și Aaron erau ceva datorită lui Moise. Merita Moise să fie vorbit de rău? Merita Moise să fie bajocorit? Să fie bârfit? Nu merita Moise lucrul acesta. Dar oamenii aceștia și-au permis. Și uitați-vă că Dumnezeu nu stă nepăsător. Dumnezeu nu stă deloc nepăsător. Și uitați-vă ce spune Levitic, capitolul 19, versetul 16. Spune aici cuvântul Domnului astfel: să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Te-a ajutat Dumnezeu într-un popor, o popor care e al lui Dumnezeu, bineînțeles, dar este și poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții apropiului tău. Și acolo spune ceva: eu sunt Domnul. Adică El este Domnul care vede, eu nu văd, nici fratele nu vede. Eu nu v-am văzut pe dumneavoastră ce ați vorbit de mine, de exemplu, sau dumneavoastră ce am vorbit eu de dumneavoastră. Probabil că de multe ori am căzut și eu în păcatul acesta și am nevoie să mă corectez. Probabil și dumneavoastră ați căzut în păcatul acesta și aveți nevoie să vă corectați. Dar Dumnezeu îmi spune să nu umblu cu bârfel în poporul Domnului, să mă corectez. Erau atunci, în vremea aceea, erau vânzătorii ambulanți în vremea aceea. Adică oamenii aceștia nu aveau o tiendă lor la care veneau oamenii să cumpere. Ei erau cei care mergeau și vindeau de pe o tavă, puneau pe o tavă produsele în vremea aceea și mergeau în casă și din casă în casă și spuneau: doriți ceva, să serviți ceva, uite să cumpărați ceva. Și oamenii aceștia, ambulanții aceștia, vânzătorii aceștia ambulanți, mergeau din casă în casă și mergeau într-o casă și luau anumite informații din casa aceea, vedeau anumite stări din casa aceea. Mergeau în altă casă și în timp ce vindea produsele, spunea ce a văzut în casa lui Cutare. Mergea după aia la altă casă și spunea ce a văzut în casa lui Cutare. Și erau oameni în vremea aceea, vânzători aceștia ambulanți, care făceau lucrarea aceasta, făceau lucrul acesta. Și Domnul spune: voi să nu fiți așa. Nu umblați cu bârfeli în poporul meu, nu umblați cu bârfeli în poporul vostru. Pentru ce? Pentru că El este Domnul. El vede lucrul acesta. Glorificat să-i fie numele. Nu trebuie să bârfim, să ne ajute Dumnezeu. Acum, problema se pune și vreau câteva lucruri să le discutăm, cât timpul ne permite, bineînțeles. Prima dată, de ce bârfesc oamenii? Să spunem oameni, să nu spunem pocăiți. De ce bârfesc oamenii? Primul lucru, din invidie și mândrie. Primul lucru, invidie și mândrie. Fariseii erau invidioși. De ce erau invidioși fariseii pe Domnul Iisus Hristos? Păi erau invidioși pentru că oamenii îl urmau, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, e clar. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă așa ca într-o carte inima acestor oameni. Erau invidioși pentru că oamenii îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și plecau de la ei. Iisus Hristos învăța ca unul care era putere, ăialalți învățau și ei, cum le învățau și cum i-a învățat școala, că am făcut o teologie din vremea lor și știau decalogul, știau Biblia, cum ar veni Vechiul Testament și predicau despre ceea ce urma să fie, predicau și ei. Dar nu predica ca Domnul Iisus, nu făceau minuni ca Domnul Iisus, nu sorbeau cuvintele, oamenii cuvintele lor ca Domnul Iisus, nu era ca Iisus și nu erau și nu aveau cum să fie ca Iisus, că nu erau bine, nu erau în poziții bune, nu erau cu o viață bună, pe dinăuntru, pe din afară arătau că-s bine, pe dinăuntru erau morminte doar, era rău de toți. De aceea nu este atât de important doar fațada, este important și fațada, că atunci în exterior cum ești, cum te îmbraci, cum te porți, arăți ce ai în interior, că oamenii spun așa, băi, nu contează exteriorul, contează numai interiorul, da, e adevărat, eu îți dau 100% dreptate, dar dacă în interior îi putregai, ce mai arăți în afară? Putregai, domnule, dar dacă în interior este bine, în afară ce mai arăți? Că ești bine, Dumnezeu să ne ajute, amin?
Să fim bine. Să ne ajute Domnul. Prima dată ei erau invidioși. Primul lucru, din invidie și mândrie vorbesc cu oamenii de rău. Uitați-vă la Maria și Aron, versetul 1 și 2. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene, nu le-au convenit de femeia aceasta, de ce s-a căsătorit, de ce a luat-o de nevastă, dar păi ce? Moise nu trebuia să facă lucrul acesta. Gândiți-vă că n-a fost dată lege atunci. După aceea a dat Dumnezeu legi lui Moise cu privire la popor. Și ei încep să bârfească, să vorbească de rău. După că-și luase o femeie etiopiancă și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și așa cum am spus, Domnul a auzit-o. Domnul te aude. Acum, ce legătură are este soția lui și Moise? Moise a avut un statut aparte, Dumnezeu l-a trimis cu un statut aparte. Ce legătură avea? Păi uitați-vă că în spate era altceva. În spate era un complot, în spate era ceva, o invidie undeva ascunsă în inimă. Adică Maria a fost aceea care după ce a trecut Marea Roșie a început să danseze de bucurie acolo. Aron era omul care merea cu Moise la faraon și era frică cumva de faraon, dar Moise îi spunea probabil, nu te teme că Dumnezeu mi-a spus că e cu noi. Aron totdeauna a fost lângă Moise acolo, dar Moise era, chiar dacă nu putea vorbi și el era doar gura lui Moise, Moise era cel care Dumnezeu îi vorbea gură către gură și transmitea mesajul, doar Aron transmitea mesajul. Nu i-a plăcut, Domnule, pe locul 2. Am auzit ceva, am citit ceva, că eu nu mă pricep la muzică, spune că cineva, care un dirijor de orchestră, a spus, de care instrument nu te poți lipsi din orchestra ta? Acum, eu nu știu muzică, poate că cei care cu muzică mă vor contrazice, poate că nu e așa, eu așa am citit. Și spunea ăsta, de vioara a doua. Eu am vioara a doua în orchestră și nu mă pot lipsi de vioara a doua. Ori de ce instrument din orchestră mă pot lipsi, dar de vioara a doua nu mă pot lipsi. Și făcea o aluzie, o trimitere a cel care a scris această întâmplare, că zicea, nouă creștinilor nu ne place să fim vioara a doua, sau a treia, sau a patra, sau numai vioara a întâia, Domnule. Vioara întâia ne place nouă. Și eu i-am dat dreptate când am citit întâmplarea aceea, că așa e, de multe ori așa e. Ne place noi să fim în frunte, noi să fim cei care dăm tonul, noi, numai noi, 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 noi. Și mă gândesc că și Maria și Aron s-au văzut pe locul 2 și au zis, domnule, numai noi nu putem, dar ce prin noi nu poate, numai el, Moise și apoi noi să transmite mesajul. A doilea, a treia, a patra, a cincea, numai noi să fim undeva în coadă, să fim noi primii. Invidia și mândria distruge biserici. Invidia și mândria aduce ceartă între frați. Invidia și mândria ne poate distruge, frați și surori, dinăuntru. De afară, diavolul nu ne poate face nimic. Diavolul este un înfrânt. Însă dinăuntru ne putem distruge noi, dacă ne invidiem unii pe alții, dacă suntem mândri. Omul mândru nu poate să fie, să stea sub ascultare. Niciodată un om mândru nu o să-l vezi merit, pentru că e mândru. Și nu o să-l vezi ascultător, pentru că e mândru. Nu o să poată să se supună, pentru că va crede totdeauna că are, este, va avea totdeauna un sentiment de superioritate. El este mai sus. Totdeauna se întâmplă lucrul acesta. Invidioși sunt invidioși pe lucru care îl are altul. Dacă Dumnezeu i-a dat la fratele sau la sora, hai să zic la fratele, un dar de a predica, el îl vrea, domnule, el spune, domnule, vreau să fiu și eu ca el. Și nu poate. Și știi ce face? Bârfește. Și te caută pe tine, te caută pe tine, caută grupuri de oameni ca să denigreze imaginea celui care predică, că vrea să iei locul sau vrea să ajungă mai sus decât el. Eu nu dau exemplu aici, să nu credeți că bat apropo la nimeni. Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți. Dar asta este, așa se practică în multe locuri. Dar eu zic, Dumnezeu să ne ajute să creștem spiritual și să fim oameni care să ne păzim gura. Amen? Că Dumnezeu, spunem noi, face tot ce vrea în cer, pe pământ și sub pământ. Păi dacă noi spunem așa, cine suntem noi să ne ridicăm și să spunem nu-mi place de X, nu-mi place de Y, nu-mi place ce i-a dat Dumnezeu lui X sau lui Y. Ba ne place toate și să rămânem supuși și ascultători, să ne ajute Domnul aceasta. Primul lucru, a doilea, frustrare și nemulțumire. Nemulțumire și loviți, Doamne, așa m-a lovit. Și încep bârfele. Încep bârfele pentru că, și vorbirele de rău, de ce? Pentru că oamenii se simt frustrați în interiorul lor și nemulțumiți de ei.
Dom'le, m-a lovit așa de tare printr-un cuvânt, m-a lovit așa de tare, Dom'le, așa de mă simt atâta de nedreptățită. Și oamenii încep să vorbească. Îți dau un exemplu, nu de aici, din textul care l-am citit, îți dau un exemplu la care să te gândești. Gândește-te la Iosif și la soția lui Potifar. Ce vroia? Iosif era un tânăr frumos. Avis tinerilor, sunteți minunați, sunteți frumos, păstrați-vă frumusețea aceea până vă veți căsători. Iosif s-a păstrat așa. Și soția lui Potifar vroia ceva de la Iosif. Și la un moment dat spune că Iosif a fugit, n-a vrut să păcătuiască, a vrut să se mențină curat. În ziua aceasta, în vremea aceasta, trebuie să și tinerii să aibă grijă să fugă mai bine decât să stea în locuri care nu-s permise și nu după voia Domnului. Domnul să ajute pe tine și pe noi, nu numai pe ei. Și ce a făcut acolo soția aceasta lui Potifar? A început să-l vorbească de rău. Și începându-și să-l vorbească de rău, i-a scos vorbe neadevărate. I-a spus că, de fapt, el s-a legat de ea. Ce e asta? Bârfă, vorbire de rău. Și cine au crezut pe Iosif că nu e adevărat? Nimeni. Și pe cine au crezut oamenii și autoritățile din Egipt? Pe soția lui Potifar, Doamne, pe cucoana. Cucoana era cucoana Egiptului. Dar cum să nu creadă autoritățile pe cucoana Egiptului? Să creadă pe un Iosif care vorbea și de un Dumnezeu care ei nu-l cunosc? Dumnezeul Egiptului era faraon. Ce să vină ăsta cu ideile lui? Ăsta e un extremist. Credem că s-o fi legat de soția lui. Și l-au băgat în închisoare. Pe baza bârfelor și a vorbirilor de rău. De ce? O cuconiță s-a simțit frustrată. A atins-o unde a durut-o. Unul a refuzat-o. N-au refuzat-o probabil mulți de acolo. Nu spune Biblia, n-ar vrea să exagerez. Dar a refuzat-o unul care era creștin. Și pentru asta a trebuit să sufere. Sunt oameni care trebuie să sufere și, stimați tineri, dacă trebuie să suferiți pe nedrept și frați și surori, nu-i bai. Să ne ajute Domnul să putem suferi pe nedrept, dar să nu fie drept. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm curați. Oamenii care sunt nemulțumiți trec fugitiv, am vrut să mă mai opresc la câteva lucruri, dar trecem fugitiv că timpul trece, este un alt lucru. Pentru care oamenii bârfesc, hai să nu spunem noi, să nu spunem în biserică, oamenii bârfesc pentru a-și câștiga atenția asupra lor. Textul acesta spune asta. Maria și Aaron au vorbit și au spus, dar ce, numai prin el vorbește? Vorbește și prin noi. Vorbește și prin noi. Adică noi, ei. Adică oamenii vor să tragă atenția asupra lor. Eu. Și poate Domnul să ne păzească, că noi am luat hotărâri nori, că în curte nu se mai vorbește de rău, nu se bârfește, să ne păzească Domnul. Dar poate te mai atrage câte unul în curte să spune, Domnule, hai să spun ceva. Hai să spun despre fratele Ghiță. Hai să spun despre mine, că nu spun despre careva, că după aia interpretați altceva. Și încep să vorbești cu el. Dar știi de ce face asta? Să spun eu de ce. Exact ceea ce spun eu. Vrea să-și câștige atenția asupra lui. Domnule, dacă aș fi eu, păi dacă aș fi eu, să vezi cum aș face eu, dar el nu știe să facă, domnule, el nu știe să lucreze. El nu știe, domnule, cum să organizeze, el nu știe. Dau un exemplu pe mine, scuzați-mă, dar nu e adevărat, asta e ceva fictiv, așa, în gândul meu. Dar omul ăla, ascultă-mă bine și când se întâmplă lucrul acesta, nu bârfi cu astfel de oameni și gândește-te că face lucrul acesta, mulți fac lucrul acesta, pentru că vor să-și câștige atenția asupra lor. Prin vorbele de rău astăzi, în vremea aceasta care o trăim noi, să câștigă atenția, popularitate prin rău, să ne păzească Domnul pe noi. Amin? Vă duc un exemplu înaintea dumneavoastră, fugitiv, repede. Absalom, știți că era fiul lui David? Și că David l-a iubit pe Absalom când s-a auzit de vestea morții lui, când a venit ăla, l-a omorât, domnule. David îl iubea pe fiul său și ce-a făcut Absalom? Își citesc, 2 Samuel, capitolul 15, începând de la versetul 2. Cuvântul Domnului spune așa, se scula de dimineață, nu știu la cât. De dimineață avea planurile, că eu cred că noaptea visa. Cred că noaptea visa și de dimineață nu putea să doarmă, se ridica dinți de dimineață și mergea să-și pună în aplicare plan. Și auzi, și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere, se ducea la împărat să judece, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? Știi, ăștia vorbesc frumos. După ce răspundea, sunt din Cutare, seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună, voi, ce pricina duci tu, e foarte bine și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.
Adică el era la poartă și zice, pricina ta e extraordinar de bună, dar tu te duci acolo la împărat, nimeni de acolo, de la curte, nu te vor asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o înțelegere și o judecată, ar veni la mine, spune Absalom, și i-aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, adică să respecte, că era fiul împăratului, și auzi, și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Adică, domnule, ce mare e ăla care vine. Vrea să plece înaintea lui, dar el zice, nu, eu trebuie, că tu ești prețuit, așa de prețuit ca tine nu-i nimeni. Credeți că îi băga în seamă pentru ceva? Erau așa de prețuit? Nu! Vroia să facă un complot! Vroia să ajungă el în locul tatălui său, e extraordinar, pe tatălui l-a schimbat, tatălui l-a crescut, că nu l-a fi schimbat, că a fost împăratul, a avut slujnice, dar ascultă-mă, tatălui l-a crescut și să ajungă un copil după ce-i mare să se ridice împotriva tatălui său, dar din ce cauză? A avut o concepție greșită despre sine. A crezut că e mare, superior și a început să facă rău. De ce? Pentru că să câștige atenția. Și foarte interesant că a reușit. Absalom se ducea așa cu toți aceia din Israel, se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom, și auziți ce vorbește cuvântul ce făcea? Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel, nu al lui Dumnezeu. Câștiga inima oamenilor lui Israel, nu al lui Dumnezeu. Pentru că în Israel nu toți au avut legătură cu Dumnezeu. Câștiga inima oamenilor care nu erau atenți. Câștiga inima oamenilor care nu stăteau la locul lor. Câștiga inima oamenilor care le plăcea în bârvă, că le place la unii să bârvească. Le place la unii să vorbească de rău. N-a fost unul să spune, măi, Absalone, noi respectăm pe tatăl tău David foarte mult. Este alesul lui Dumnezeu. Nu vorbi, te rugăm așa de tatăl tău. N-a fost unul să se ridice acolo. Și a reușit să facă o răscoală, a reușit să facă ceva. Dar ascultați-mă, știți care este moartea lui, că trece timpul? Știți care a fost moartea lui? Uitați-vă, în 2 Samuel, capitolul 18, versetul 14, spune așa, moare agățat într-un stejar. Absalom a murit agățat într-un stejar. Și dumneavoastră știți întâmplarea, s-a suit pe un măgar la luptă, a mers să se lupte pentru că a făcut o dezbinare în popor, s-a luptat poporul unul cu altul, că asta face invidia, ura, mânia, vorbirea, bârfa de rău, s-au luptat unul cu altul și el, cum avea părul lung, era mândru, un tânăr mândru, s-a legat părul lui în stejar și acolo l-au găsit, au aruncat săgeți în el și l-au omorât. De ce? Pentru că cineva, un tânăr, a vrut să-și câștige atenția asupra lui. Un alt lucru pentru care bârfesc oamenii sunt multe, dar eu astea mi le-am scris, mi le-am notat, pentru că cred că astea sunt principalele lucruri care stau la baza vorbirilor de rău și a bârfelor și a clevetirilor și defăimărilor în biserici, chiar în biserici. Să ne păzească însă pe noi Dumnezeu. Din cauza susținătorilor. Păi, ascultați-mă un lucru foarte adevărat. Și dacă ei să mă contraziți și contraziți-mă, stați cu mine la final cât vreți de vorbă. Dacă nu-s bârfitor cu cine să bârfești, poți să bârfească bârfitorul? Păi n-are cum. El începe să bârfească și oamenii se duc înapoi, trag un pas înapoi și zice, nu, mă frate, nu vorbești bine, du-te la cutare și spune-i. Și când te tragi înapoi, nu mai sunt bârfitori. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 26:20, când nu mai sunt lemne, focul se stinge și când nu mai este niciun clevetitor, adică bârfitor, vorbitor de rău, cearta se potolește pentru că duce și ceartă. Când? Când nu mai este niciun clevetitor. Doamne, fă ca biserica Betania, în biserica Betania să nu fie niciunul. Să ne ajute Domnul. Dacă vrem să fim maturi spiritual, așa trebuie să se întâmple. Dumnezeu să ne ajute. Și îți mai dau un verset, Proverbe 20:19, cine umblă cu bârfel, dă pe față lucruri ascunse. Și cel ce nu-și poate ține gura, fratele meu, e sfatul lui Dumnezeu, nu a meu. Să nu te amesteci cu el. Punct. Punct. Să nu mai spună nimeni din biserica aceasta că a venit la păstor sau la presbiter, că eu nu cred că a fost nici la ei și s-a întâmplat lucrul acesta, și i-a spus, i-a mărturisit ceva și păstorul a aruncat în biserică. Să nu mai spună nimeni așa ceva. Și dacă dumneavoastră ați mers la unul care nu știe să-și țină gura și o arunca după aceea noroiul prin biserici,
Să nu spuneți că biserica e de vină. Să nu spuneți că nu trebuie să mergi la mărturisire. Să nu spuneți că ți-ai pierdut încrederea în slujitor. Nu! Să spui că n-ai procedat corect. Cu cel care nu-și ține gura, tu să nu te amesteci. Să ne păzească Domnul. Amin? Să ne ajute Domnul, așa să facem fiecare în viața noastră. Ascultați-mă, când se vorbește de curvie, de exemplu, dau un ceva, se vorbește de curvie, asta nu înseamnă că cineva a venit și a avut probleme cu curvia, s-a mărturisit și acum păstorul vorbește de curvie. Vai de mine, l-o vorbi pe ăla, nu l-o vorbi pe ăla. Noi vorbim împotriva păcatului și vorbim ce scrie în cartea aceasta sfântă în Scriptură. Să ne ajute Domnul, amin? Domnul să binecuvinteze slujitorii. Trec fugitiv, nu o să pot termina, dacă trec 5 minute peste program, dacă mă îngăduiți, nu o să pot termina, probabil că la următorul reluăm un pic și apoi continuăm. Efectele devastatoare ale bârfei. Efectele. Că bârfa are și efecte, ca orice lucru, dacă nu-l faci, ai efecte. 1. Produce dezbinare. Absalom a produs dezbinare, a fost un timp în care poporul a fost dezbinat și s-au luptat în loc să se lupte cu vrăjmașii unul împotriva altora. De ce? Pentru că Absalom și-a permis să bârfiască, să vorbească de rău pe tatăl său, pe cel care l-a așezat Dumnezeu într-un scaun, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Absalom n-a vrut cum a vrut Dumnezeu. Absalom a vrut altceva. Domnul să păzească biserica aceasta. Ierusalimul s-a schimbat într-o săptămână. Ierusalimul s-a răzvrătit împotriva Domnului Iisus Hristos o singură săptămână. Oamenii aceia, farisei, au bârfit în spate, preoții l-au bârfit pe Domnul Iisus și pe ucenicii în spate într-o săptămână, încât a făcut ca tot Ierusalimul să se schimbe și să înceapă să îl hulească, să înceapă să fie împotriva Domnului, care înainte cu o săptămână l-au acceptat ca mântuitor. De ce? Au fost bârfitori. Fariseii, carturarii au bârfit și n-au avut cine să-i oprească. Core, Datan și Abiran s-au războit și nu i-a oprit nimeni. Și la cele din urmă a fost o răscoală acolo, s-au adunat în fața Domnului și Domnul i-a omorât. De ce? Oamenii aceia n-au știut să se corecteze. Și aș putea să continui cu exemplele, trecem de lucrul acesta. Al doilea lucru, îndepărtează prezența lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici, norul, în versetul 10, norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria era plină de lepră albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Dar ce spune aici? Norul s-a depărtat de pe cort. Ce face bârfa, vorbirea de rău? Îndepărtează prezența lui Dumnezeu. Îndepărtează prezența lui Dumnezeu, primul lucru. Să nu-ți imaginezi că într-o adunare unde se bârfește este o prezență a lui Dumnezeu extraordinară. Nu, acolo nu mai este Dumnezeu. Să nu-ți imaginezi că dacă ești un bârfitor, tu ești plin de Duh. Nu, ești plin de fire. Să nu-ți imaginezi că dacă bârfești cu alții pe afară, tu vei fi plin de Duh. Nu e adevărat. Să nu-ți imaginezi că dacă poți să fie și un extrem, un slujitor să bârfească, va fi plin de putere când va veni la învod. Nu, vei fi plin de fire pământească și de cunoștințe, probabil, care le vei transmite, dar nu de Duh. Domnul să ne păzească. Amin? Un alt lucru, un alt efect, atrage mânia lui Dumnezeu, pedeapsa. Uitați, Maria a fost din cap până în picioare albă, dar dintr-un moment, dumneavoastră știți și Irod, care s-a ridicat și a început să ia locul lui Dumnezeu, a fost lovit de Dumnezeu și mâncat de viermi. Dar uitați-vă în exemplu care l-am citit, Maria este plin de lepră, albă, din cap până în picioare, Aron să uită să sperie. Domnule Maria, înainte cu câtva timp, o vorbi de că ne poate folosi Dumnezeu să fim undeva sus și dintr-o dată albă ca zăpada. Era rândul lui Aron. Pentru că Aron ce-a făcut? Aron cu ea a vorbit. Maria, de la ea a venit inițiativa. Dar cu Aron a vorbit. Era rândul lui Aron, știa ceva Aron. S-a dus la Moise și a zis, Domnul meu, vezi tu pe sora noastră, vezi tu, ai mira. Că știa că e și rândul lui. Pentru că dați-mi voie să vă spun, bârfa, vorbirea de loc, clevetirea, lucrurile astea atrag mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. Aduce ceartă, am citit versetul, după cum cărbunele face jeratic și lemnul foc, tot așa omul gâlcevitor aprinde ceartă, Proverbe 26:21. Ce face omul gâlcevitor, omul bârfitor? Aprinde ceartă. Dacă iese ceartă într-o biserică, tu să știi ca și creștin, acolo-s bârfitori, acolo bârfesc. Când va fi ceartă într-o adunare, când va fi ceartă într-o grupare de oameni, este pentru că oamenii bârfesc. Acolo este ceartă unde sunt bârfitori. Domnul să păzească biserica, Betania.
Bârfitor e cel mai mare dezastru, și îl repet, cel mai îngrozitor efect este că bârfitorul nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu te juca, frate. Nu te juca, soră, și să nu mă joc nici eu, să nu ne jucăm niciunul. Uitați ce spune 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 10. Nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, și aici, nici defăimătorii, asta face bârfa, defăimează imaginea oamenilor și vorbirea de rău. Nici defăimătorii, e cuvântul nu al meu, al lui Dumnezeu, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă rămâi în starea aceasta, dacă ești un defăimător, un bârfitor, un om care îți place să bârfezi, să vorbești de rău biserica, să vorbești de rău slujitorii, să vorbești de rău lucrarea, să vorbești de rău pe oameni, ascultă-mă! Drumul tău nu e spre împărăția lui Dumnezeu, drumul tău e spre iad și diavolul te-a înșelat că mergi spre cer. Diavolul te înșală că mergi spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu e a ta! Împărăția lui Dumnezeu e a lui celor care iubesc, care își păzesc gura de rău. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Ultimul lucru și încheiem. Ce faci când ești vorbit de rău sau bârfit? Acum, ce să faci? Primul lucru. Așa că, cum am spus și la iertare și apoi încheiem, cum am spus și la îndreptul când am vorbit de iertare, confruntă-ți bârfitorii. Dacă confrunți bârfitorii, le spui și încerci să-i corectezi, să vor corecta. Poate este șansa aceasta. Dacă îi lași în pace, bârfitorul va tot bârfi. Primul lucru, confruntă-ți bârfitorii. Haideți să luăm o hotărâre ca și biserică. Când mai auziți că va bârfi cineva, nu continuați bârfa să o duceți mai departe, ci mergeți direct la persoana în cauză, și eu să fac la fel, și să spun, mă, frate sau soră, eu mi-o ajung la urechile mele că tu m-ai vorbit de rău sau m-ai bârfit. Și te rog frumos să-mi spui cu ce scop. Și eu cred că s-or potoli oamenii ăștia. Ce ziceți voi? Eu zic, Domnul să ne ajute. Confruntă-i, iartă-l și bucură că nu este, și bucură că nu este adevărat. Am început asta cu bucuria, că s-au bucurat că au fost bătuți, persecutați și dumneavoastră știți, pline scriptura de oameni care au fost bajocoriți și s-au bucurat că supere pentru Hristos. Dar vă citesc cu Matei 5, 11 și 12. Ferice va fi de voi, spune Iisus, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune, auzi, și vor spune tot felul de lucruri rele, vorbiri de rău, bârfe și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și atunci și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Nu e singurul. Dacă te prigonezi, dacă te vorbești de rău, nu e singurul. Înaintea ta au fost mii, sute de mii, milioane poate de creștini care la fel au fost vorbiți de rău, care la fel au fost bajocorit. Și înaintea ta a fost Hristos Domnul care a fost bajocorit și a fost făcut în tot felul. Dar știm un lucru, ne bucurăm că Dumnezeul nostru este cu noi. Laudă Lui! Cred că toți ați avut experiența întoarcerii la Dumnezeu și ați fost bajocorit. Eu aș putea să vă spun și am multe exemple din viața mea să vă spun cum oamenii pe față râdeau și mă bajocoreau, dar Duhul lui Dumnezeu era peste mine și mă puteam bucura. De ce? Lăudam pe Domnul că este Domnul vieții mele. Glorificat să fie numele Domnului. Iartă-l pe bârfitor. Confruntă-l, dar iartă-l după aceea. Spune-i, măi, nu e adevărat ce vorbești, dar iartă-l și bucură-te că nu e adevărat. Dacă e adevărat, vai de tine, pocăiește-te și vai de mine. Domnul să ne ajute. Taci și lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Uitați-vă la Moise, nu mai este timp, a trecut, îmi cer iertare, ascultați-vă, uitați-vă la Moise. Moise îl vorbește de rău. Știi pe cine cheamă Dumnezeu? Pe toți trei. Pe toți trei, zice, hai frumos încoace, că așa-i Dumnezeu, se poartă ca cu copiii. Hai mă copii încoace, haideți încoace toți trei. Moise e vorbitul de rău. Maria e cea care provoacă, Aron e cel cu care a discutat. Hai mă încoace toți trei, haideți încoace. Și acum când o fi auzit Moise, mă gândesc că pe drumă să fi zis, ce faceți mă, că acum ne cheamă Dumnezeu, ce ați făcut? Și probabil eu zic, uite, am vorbit asta, așa, mă gândesc, nu știu exact. Dar uite-te la Moise, tace din gură. Moise este slujitorul lui Dumnezeu, tace din gură. Pentru că de multe ori, ascultați-mă, pe un slujitor și un slujitor trebuie să tacă din gură. De-aia mi-am intitulat mesajul, vorbește ce trebuie și taci. De multe ori trebuie să tăcem din gură,
Pentru că dacă ne-a așezat Dumnezeu într-o lucrare, stimați slujitori, frați și surori, dacă ne-a așezat Dumnezeu într-o lucrare, Dumnezeu care ne-a așezat este Dumnezeu care ne păzește. Glorie Lui! Și Dumnezeu care ne păzește este Dumnezeul atotputernic care știe toate. Glorie Lui! Ăsta e Dumnezeu. A tăcut. Și dacă a tăcut El, i-a făcut dreptate Dumnezeu. Dacă făcea El dreptate, ieșea haos în popor. Dar Dumnezeu i-a făcut dreptate lui Moise și i-a chemat după aceea pe ei doi. Na? Moise, tu stai acum aici, că am de vorbit cu ăștia doi. Haideți încoașă. Și vorbește Dumnezeu cu ei, să te păzească Domnul, să te iei Dumnezeu așa la rost că ai făcut răul. Să ne păzească Domnul. Taci și lasă-L pe Domnul să lucreze. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Poate că pe vârfitorii aceia, poate că, sau pe oamenii care se fac rău, poate că Dumnezeu, nu știu, poate că îi va pedepsi. Uitați ce spune la Maria, la Moise se roagă după aceea, dar uitați ce spune, zice, auzi, dacă o scuipa taică sau nu era rău, 7 zile era de rușine, nu era așa? Na, să stai acolo închisă, să stai acolo închisă 7 zile. Nu știu, dar ascultă-mă, cum am spus și la iertare data trecută, dacă ești matur spiritual, să nu dorești răul fratelui tău sau a sorei tale deloc. Să nu fie în gura ta dorința așa, să zică, lasă că-L pedepsește Dumnezeu. Sau când e fratele bolnav sau sora sau întrece printr-o încercare, să spui, n-o vezi, l-a lovit Dumnezeu. Ăla nu-i din Dumnezeu, ascultați-mă, ăla nu-i plin de Duh, ăla-i plin de firea pământească și noi Dumnezeu vrea să fim plini de Duh. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin? Să nu dorim răul. Și uite-te, următorul pas. Roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Taci, îți va face Dumnezeu dreptate, confruntă-L prima dată. După aceea, dacă nu poți să faci, taci. Nu te-a apucat tu să-ți faci dreptate, nu te-a apucat tu să mergi la frate, bă, frate, ce mi-a vorbit ăla, domnule, familia aia, a avut treabă cu mine, dar i-a spus, bă, da? Și începi să vorbești, arunci noroi și ești un purtător de bârfe, purtător de lucruri rele și nu intri în casa cerească, în cer la Dumnezeu, să ne păzească Domnul. Dar după aceea, după toate lucrurile acestea, roagă-te pentru ei. Roagă-te. Uitați-vă la Moise. Moise a zis, Dumnezeule, vindecă-o, te rog. Mi-ar place ca slujitorii din Betania, care poate în unele circumstanțe sunt vorbiți de rău, împreună cu mine, să putem anul acesta să spunem Domnului, Doamne, ai milă de cei care ne vorbesc de rău. De multe ori în cursul anilor am spus, ne rugăm pentru cei care ne prigonesc, care lovesc cu piatra. Și am spus-o pentru că am avut în inimă dorința ca Dumnezeu să ierte, să-i binecuvinteze. Mi-ar place și îmi doresc anul 2020, anul acesta, să fim oameni care să ne rugăm pentru cei care ne fac răul, pentru cei care ne vorbesc rău. Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu l-a ascultat. E adevărat că Dumnezeu a procedat cum a vrut El, dar Dumnezeu l-a ascultat. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne asculte. Și să dea biruință tuturor. Și această vorbire de rău să nu fie în biserica aceasta. Spurgeon spunea că mergea din biserică în biserică, avea multe biserici, era un om care Dumnezeu l-a folosit. Și a mers într-o biserică și avea probleme cu bârfa, cu vorbiri de rău. Și păstorul care era acolo l-a întrebat pe Spurgeon și a zis, auzi, ce să mai fac? Orice fac, orice vorbesc cu oamenii aceștia, nu mă ascultă deloc, bârfesc. Vine unul la mine în birou și îmi spune că l-o bârfi cu tare. Vine altul la mine în birou și spune că cu tare l-o bârfit. Nu mai știu ce să mă fac, spunea păstorul acela. Nu mai știu. Și atunci Spurgeon a spus așa, ia un caiet mare, pune-l în birou și când un bârfitor va veni la tine să-l bârfiască pe alt frate, spune-i să scrie acolo. Să scrie acolo ce i-a făcut cu tare și cine e acel cu tare. Scrie, se pune să scrie acolo cum a vorbit, ce a constat vorbirea lor și la urmă pune-l să semneze, după care avertizează și spune așa, cu ce ai scris tu, am să-l chem pe cutare, pentru că a greșit. Îl chem aici în birou, o să-i pun această notiță care ai dat-o tu în fața lui și o să-l confrunt biblic. Interesant, foarte interesant. Spune că în biserica aceea, din momentul acela când a transmis această idee care Spurgeon le-a dat-o, spune că niciun bârfitor n-a mai fost bârfitor. Oamenii s-au schimbat, n-au mai trebuit să vină la păstor, nu mai aveau curajul, pentru că în spate erau bârfe, erau doar bârfe. Să ne păzească Biserica Betania de bârfe.
Purtăm semne în trupul nostru, semnele copilăriei noastre sau semnele neatențiilor noastre. Eu când am fost mic, și cu asta închei și ne rugăm, când am fost mic, eu am fost cu o săjată, un prieten, cel mai bun prieten al meu, mi-a aruncat o săjată jucându-ne o săjată în ochi. Direct în ochi, mi-am rămas înțepat în ochi. Port semnul acesta în ochi, mi-am scos săjata aceea, m-au dus la spital, istoria a fost lungă, nu contează. Dar ori de câte ori văd pe cineva și îmi spune, uite, am ceva în ochi, la lucru, când lucram, spunea, mi-a intrat ceva în ochi, nu mă ajuți, eu îmi lăcrimează ochiul. E semnul, e ceva care de atunci, din momentul ăla, îmi lăcrimează ochiul când văd cineva suferă la ochi. A fost o neatenție. Tot cu același prieten, și mă gândesc că nu la voia întâmplării, eram cei mai buni prieteni. Ne jucam tenis și nu aveam palete, cum au tineri acum. Noi aveam, le spuneam pranice. Pranic, așa le zice la Maramureș, cu care băteai hainele, că nu era mașină de spălat. Mama și femeile din vremea aceea, când eram eu copil, mereau la râu, spălau hainele, le spălau acasă, apoi le duceau la râu și acolo pe piatră le băteau. Și noi la acel lemn cu care bătea, era ca o paletă, noi îi spuneam așa, pranic. Și cu pranicele acelea ne jucam tenis pe șoseauă. Eu și cu prietenul, același prieten care mi-a dat cu săjata în ochi. Același prieten m-a lovit, a aruncat o neînțelegere copilărească și m-a lovit în mână. Eu jumatea degetului l-am cicatrizat. Am fost plin de sânge, am fost dus la spital, am fost cusut. Semnele copilăriei sunt semne care le poți și tu, a copilăriei tale. Mai matur am fost și am un alt semn aici pe un deget. M-am dus să duc niște calorifere, să le ducem, erau de fontă, să le ducem să le vinde, că n-aveam ce să facem cu ele la locuință. Și am fost cu cineva și din neatenție, nu că am vrut, cum să vrei să te lovești? Din neatenție când am ridicat, când am pus caloriferul pe celălalt calorifer, mi-am prins degetul, vârful degetului, mi l-am zdrobit. Am ajuns la spital și port semnul acesta. E mai greu dacă cineva vrea să-mi ia amprenta, pare să că am două vârfuri de deget. E un semn al neatenției mele. Purtăm semnele neatenției noastre și a copilăriei noastre. Dar știi ce e important și ce mă bucură la mine? Toate s-au vindecat, cu ochiul am văzut, s-a cicatrizat. Cu acea lovitură a prietenului meu, s-a cicatrizat, este vindecat și pot să lucrez, n-am nicio problemă. Cu neatenția mea s-a cicatrizat, am adevărat un semn, dar nu am nicio problemă. Și ce este frumos? În ziua aceasta, dacă ai avut probleme cu bârfă, să se cicatrizeze rana aceasta, să nu mai fie în viața ta, să fie bine. Și dacă va trebui să porți unele efecte ale vorbirii de rău în viața ta, să te confrunți cu ele, să îți pare rău de ele, nu e nicio problemă. Important este să te vindești de boala aceasta. Important este să ne vindecăm de boala aceasta. Dacă vrem să creștem spiritual, ascultați-mă, vă spun cu seriozitate și vreau să plece de la mine. Haideți să ne lăsăm de bârfă, de vorbire de rău, de clevetire. Și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima și mai mult să ne iubim și noi unii pe alții. Să ne ajute Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și în sensul acesta ne rugăm. Scuzați-mă că am trecut peste program câteva minute. Vă rog să mă iertați. Și haideți să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute, să ne ierte dacă am vorbit de rău, să ne ierte ori de câte ori am clevetit și am bârfit, că probabil am avut și eu scăzămintele mele, probabil ai avut și tu scăzămintele tale. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și haideți să luăm o hotărâre nouă, că nu ne rezolvăm și nu ne ajută cu nimic dacă numai vorbim din Scriptură și nu practicăm. Dar haideți să ne și rugăm, Doamne, ajută-mă să pun în aplicație, că vreau și eu să fiu un om fericit, vreau să-mi sfârșesc alergarea în cer, să ajung acasă, să n-ajung în alt loc. Păzește-mă, Doamne, de bârfă, de clevetire, de vorbire, de rău. Amin. Stăm înaintea Domnului.